Corect? Corect. Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți? Cum sunteți? Da, bine, puțin obosiți. Obosiți? De ce sunteți obosiți? A, ne-am trezit destul de devreme ca să ajungem și aici și am făcut și puține repetiții înainte de a urca pe scenă. Haideți să ne prezentăm. Cum vă numiți? Pe mine mă cheamă Lobonțe Noris. Purice Bogdan. Tomi. Sufiștoan. Spuneți-ne mai multe despre voi. De când dansați? Ce stil de dans? Păi dansăm eu aproximativ de 5 ani. Eu de 10 ani. Și voi? Eu de 4. Tot așa 10 ani. Și cum v-ați întâlnit? De când sunteți o trupă? Cam de aproximativ de vreo 5-6 luni, cam jumătate de an. Ei doi sunt din Oradea și noi doi din Satu Mare. Voi doi sunteți din Oradea? Da? Aici pe hârtia mea am Boții, Tomi, Noris, Roland, Berco, Ișvan și Bogdan. Da, corect. Voi sunteți aici 4 și în total sunteți? 7. 7. Restul unde sunt? Unul dintre ei lucrează și doi sunt acasă. N-au putut să vină. Așa, cât de greu este să faceți breakdance? Păi este destul de greu și este nevoie de foarte multă răbdare. Dar cum a început totul? În viața noastră sau în așa? Voi, nu. Viața voastră, cum a intrat breakdance-ul? Ați văzut prima dată la televizor, pe net, unde ați văzut? Păi mai mult în televizor, în România, simplu, sincer. Am văzut prima dată în videoclip și atunci pentru mine de acolo a început totul. Și de atunci ați început să stați și voi în mâini, într-un picior, în cap? Ceva de genul, să ne rupem mâna, gâtul, da, am supraviețuit. S-a întâmplat și așa ceva? Pentru mine, din fericire, nu. La niciunul așa. Așadar nu se rup mâini. Ba da. A, se mai rup, da. Alții. Da, cel mai rău în caz întinderi sau rupere de musculatură sau ceva de genul, dacă nu este bine făcută încălzirea. Este foarte periculoasă. Și nu v-ați pierdut răbdarea după mai multe încercări? Ați văzut că nu vă iese... Totuși nu v-ați lăsat. Păi, se pare că ambiția ne-a întrecut. Am dorit să facem cât mai mult, să fim cât mai buni și... La concursuri participați? La ce concurs ați fost până acum? Păi, am fost la diferite concursuri, mai mult în România și la party-uri. Am fost în București, în Oradea am participat de multe ori, în Cluj-Napoca și în Satu Mare. Și am fost și în Ungaria, în Budapest, am reprezentat România și am ajuns și în MTV-ul maghiar. Da? Felicitări! Da, mulțumim! În Satu Mare câte trupe de breakdance sunt? Sau sunteți numai voi? Păi, care se țin, sigur, la break suntem noi, dar sunt și încă vreo 2 sau 3. Dar ei mai fac și role și skate. Spuneți-ne cum este în Oradea, dacă sunt mai multe trupe decât în Satu Mare. Da, sunt. Și cum de-ați ales tocmai să fiți în trupă cu sătmăreni? Așa s-a nimerit. Da. Au venit la concursuri la Oradea, ne-am împrietenit și am început să participăm împreună. Cel mai bun loc ce l-ați luat până acum, cel mai bun premiu? A fost în 2005 la un concurs de căutări talente. Acolo am câștigat locul 3 pe țară. Și asta a fost cel mai mare până acum. Și ce urmează? Păi acum vrem să participăm în Oradea la un concurs numit Nimfea, în august 22. Sunt și trupe de fete? Da, dar mai puține. Pentru fete e destul de greu și necesită foarte multă răbdare. Câte repetiții faceți pe zi sau pe săptămână? Cum se ia? Păi noi pe săptămână de 3 ori facem și pe lângă, acasă sau unde mai putem. Voi la Oradea și ei la Satu Mare? Da. Și cum aveți mișcări noi? De unde vă inspirați? Păi sau ei vin în Satu Mare sau noi merem la ei și atunci exersăm împreună. Cât de des vă întâlniți? Depinde de bani. Totul depinde de bani. Nu aveți niciun sponsor? Din păcate nu. Mama sau... na. Spuneți-ne și voi câteva cuvinte. De exemplu, tu de cât timp dansezi? Eu am început în anul 2000,
la Marghita, de unde sunt eu, și de atunci non-stop băgăm și participăm la diferite concursuri și de acum, în ultima perioadă, ne-am împrietenit, cum a zis și Ștefan, băgăm împreună, ne simțim foarte bine împreună și cred că cu timpul și cu răbdare și cu antrenament, un pic de noroc, vom avea și rezultate bune, pentru că potențial este. Deocamdată vom vedea ce va fi. Oricum, mie îmi place cu băieții ăștia și sunt foarte... Vă iubiți toți. Da. V-ar place să ajungeți să dansați într-o trupă cunoscută din România? Țelul nostru în sine este să ne simțim bine unul de celălalt, să participăm la concursuri, nu neapărat să dansăm pentru o anumită trupă, să ne promovăm așa foarte agresiv, însă dacă am avea, dacă o trupă ar dori să dansăm pentru ei, am vedea ce stil au ei de muzică, de exemplu, și atunci am putea să vorbim o anumită colaborare. Însă noi suntem dansatori și asta reprezentăm noi, dansul. Bine, atunci haideți să vedem ce știți. Ok. Vă invităm pe scenă.